Un client al unui restaurant din Galați a avut o surpriză extrem de neplăcută. A găsit în farfurie o lamă de cutter. Vedeți aici, că nu am venit cu cutter de acasă ca să punem cutter în mâncare. Bărbatul a făcut plângere la Protecția Consumatorului, dar reprezentanții restaurantului spun că nu știu cum a ajuns lama în farfuria clientului. Modul în care a ajuns totuși în mâncare va fi greu de demonstrat. În cazul în care vor fi găsite probe, patronii restaurantului riscă o amendă. Administratorii unității au precizat că nu au solicitat bani pentru acea porție în care a fost descoperită lama de cutter și că nu sunt speriați de controlele care vor urma.